răspuns Adezl Neuitohani și ce poate face el mai departe. Din declarațiile de astăzi ale președintelui Klaus Iohannis privind nepromulgarea legilor de reformă justiției se pot distinge două direcții propriu-zise de acțiune viitoare. În privința legilor justiției. Președintele va prelungi cât poate procesul de adoptare și va complica via a Parlamentului dacă acesta dorește să insiste cu modificările propuse. Prin declarațiile sale, domnul Iohannis a propus curii constituționale a României să amâne orice decizie privind pachetul de legi până la primirea unui feedback din partea Comisiei de la Veneia. CCR poate să nu dea curs invita ei, dar, dat fiind importanța subiectului pentru statul de drept, dat fiind existența acestei cereri fără precedente foarte explicite, ar fi destul de greu. Dacă Comisia de la Veneia GSTHIB în proiectele de legi care depesc interpretarea CCR de până acum, atunci curtea se va afla într-o situație delicată. Despre aceasta vom vorbi mai jos. Cel mai simplu pentru curte este să decide anumite comentarii ale Comisiei, de importante din punct de vedere al apărării sistemului de drept, sunt mai degrab judecăți de oportunitate și ca atare nu pot fi evaluate de CETRE CCR, ci doar de CETRE Parlament. Eventual verdict în această direcție întretem mâna președintelui în relație cu Parlamentul. Domnul Iohannis va putea retrimite legea înapoi nu doar în numele său și al celor care l-au votat, ci în numele Europei din care facem parte și care se uit la Comisia de la Veneia pentru ghidare exact în acest gen de situații. Mai mult, o sumă de comentarii negative din partea Comisiei pot se pune în pericol alocarea europeană de fonduri europene. Deja există miceri clare în Uniunea Europeană în această direcție, miceri inspirate în primul rând de Ungaria și Polonia, dar care pot fi extinse și către România. O serie de critici ale Comisiei de la Veneia, dacă nu sunt rezolvate pozitiv, vor putea fi folosite drept munie pentru o decizie de a tăia accesul României la fonduri. Acesta ar fi un subiect impopular inclusiv în cadrul electoratului PSD. Asumare versus evitare de riscuri. Dar să revenim la dilema curii constituționale. Nu știu dacă ai observat, dar CCR se cam ferește să apeleze vreodată la Comisia de la Veneia. Motivele acestei ezitri nu au fost niciodată discutate public, dar ele pot fi venite. Anume, orice pozie negativă a acesteia din urmă pune CCR în fața unei alegeri neplăcute. Asta nu deoarece deciziile Comisiei ar fi obligatorii, ci tocmai pentru ce sunt facultative. Dacă CCR alege să inconte de ele, mai ales când atunci când sunt în contradicție cu pronunerii anterioare ale curii, atunci va dezamăgi acea parte a electoratului și, eventual, acea parte a sponsorilor politici care se așteaptă ca CCR să stea drept în fața presiunilor internaționale. Dacă, în schimb,
ce cere hotretese nimeni în pozia chiar și atunci când aceasta este în contradicție cu recomandările comisiei, atunci se expune riscului deasupra celălalt electorat, care va spune ce, iată, Curtea Constituțională devine Curtea Neconstituțională a României. Până acum chiar și președintele pare să se fi ferit să foreze această alegere. În definitiv, CCR este singurul său aliat instituțional, cu siguran, singura instituție care îl poate apra de intenția PSD de a eroda treptat din atribuțiile sale. Faptul ce domnul Iohannis îi asumă acum acest risc, în continuarea declaraiilor sale neobinuit de critice la adresa PSD-i venind după cererea privind demisia Viorichii Dencil, arată ceea ce am putea numi un Iohannis dezlneuit. Atunci când se dezlneuie, domnul Iohannis, desigur, tot nu seamne cu Corneliu Vadim Tudor sau alte personaje mai mult sau mai puțin exotice din politica românească. Dar există un sentiment de ardere a podurilor atunci când cere o acțiune guvernamentală despre care e sigur ce nu va fi înfăptuit sau când risc animozitatea curii constituționale. Pare să fie un nou Iohannis care a ieșit din starea sa natural de pruden, atenție și îngrijorare i-a decis ce, dată fiind mizele actuale, poate îi trebuie serite. Este interesat de urmărit mai departe dacă alegerile din 2019 vor fi considerate o miză la fel de importantă.